Primul centru de transplant multiorgan din România și din sud-estul Europei construit în Județul Cluj, Consiliul Județean Cluj a transmis în vederea publicării în Sistemul Electronic de Achiziții Publice anunțul referitor la achiziționarea serviciilor de execuție a lucrărilor. Conform proiectului, va fi primul centru medical din țară care va integra tot ce este necesar pentru efectuarea a patru tipuri de transplant. Este vorba despre transplant de cord, de plămân, hepatic și renal. Toate circuitele, spațiile și funcțiunile necesare vor fi realizate la cele mai înalte standarde din domeniu. Centrul va include 12 săli de intervenție chirurgicală, zone de imagistică și primir urgențe, laboratoare, unitate de transfuzii și recoltare sânge, o zonă de terapie intensivă, cabinete medicale și spații de cercetare. Totodată sunt prevăzute 280 de paturi pentru pacienți și 176 de locuri de parcare. Conform estimărilor pentru realizarea proiectului vor fi alocate circa 200 de milioane de euro. Conducerea Consiliului Județean Cluj a precizat că va face tot posibilul ca etapele procedurale să se deruleze într-un ritm alert, astfel încât construcția obiectivului ultramodern să fie încheiată în maximum 3 ani.